Bună ziua, suntem astăzi la un om special la care ne-a primit în casa lui, în inima lui. Iată-l pe Tibi Codorean. Tibi, mulțumim mult că ne-ai primit. Salut. Deja am petrecut 5 ore împreună astăzi și vreau să spun o chestie. Mulți colaboratori ai noștri stau la casă. Și am zis, Tibi, fă bine, mută-te la casă să putem filma la tine. Și am făcut eu asta doar pentru un vlog, da. Și uite, pentru vlogul acesta, ca să vă puteți bucura și voi, o să vedem casa lui Tibi, pentru că stă la casă, casă, deci nu apartament, casă. Da. Și proaspăt mutat, nu? De 2 săptămâni, da. Deci, da, deja acum s-a acomodat, deci o să mergem împreună cu el. Stai puțin aici. Da. Stai puțin aici. Da. Tibi are și... doi câini care sunt agresivi și deși mai micuți, mai bine să fie totul sub control, pentru că este un vlog calculat. Am reușit să intrăm în casă, după cum se vede, sunt niște pazici bine puși la punct aici. Tibi, cum intră în casă, primul lucru ce? Oh, da, arăt foarte bine. Este cât șmecher, nu? Da, dar spun asta înainte să ies. Da? Da, da. Și ce vorbești cu tine în oglindă? Ești frumos. Ești inteligent, arăți bine, ai succes, bravo Tiberiu! Da? Da, ceva de genul. Tibi, ca să pun întrebarea care e în inima și sufletul tuturor, tu ce faci, cu ce te ocupi? E foarte complicat, pentru că eu cumva fac glume. Ok. Dar nu sunt comediant, strict comediant. Cumva spun în cuvinte frumoase și amuzante ceea ce vor diferiți oameni să transmită. Fie că e vorba de scenarii, fie că e vorba de statusuri, fie că e vorba de reclame. E un fel de copywriting, dar nu-i doar copywriting, pentru că am luat puțin din fiecare și nu știu, pentru că nu eu am ales să fac chestia asta. De fiecare dată au venit oameni și mi-au zis, bă, am observat că tu ești bun la chestia asta, pe care eu o făceam pentru că îmi plăcea mie gratis pe Facebook. Da. De exemplu, am făcut glume pe Facebook și a zis, Bogdan, hai să facem emisiune. Ok. Am făcut glume pe Facebook și a zis, tu, hai să facem sketch-uri împreună. Am făcut glume pe Facebook și a zis cineva, hai scrie glumele astea, dar pentru o firmă. Aha. Știi? Și făcând glume cumva pentru mine, ceea ce îmi plăcea mie să fac, că și acum lucrul la care îmi place cel mai mult să lucrez e pentru mine gratis. Da, deci da. Cumva, pentru că lucrez foarte, foarte bine pentru mine gratis, vin banii de dincolo. Asta, dar asta nu funcționează în alte, în alte domenii. Dacă lucrezi foarte bine pentru tine gratis, o să vină și din exterior cineva care să te plătească, nu? Da, dar după aceea cumva o să trebuiască să faci lucrul pe care îl faci pentru tine din plăcere, să-l faci pentru alții din bani. Și nu o să fie foarte plăcut, pentru că cumva îți strică hobby-ul și ți-l transformă în job. De aceea e destul de sensibilă chestia și trebuie să ai o demarcație clară între ce-i hobby și ce-i job. Da, da. Și pentru asta ajută-o camera ta. Pentru că hobby-ul îl faci altundeva și în camera ta nu mai lucrezi. Okay. Și acolo știi că e camera în care nu lucrezi pentru tine. Dar trebuie să lucrezi la un termen curios din ăla, știi, că e fain să ai un cuvânt așa, știi, măcar părinții tăi se laudă la vicii. Eu am zis, purtător de cuvinte. Purtător de, postator de cuvinte? Nu eu le postez. Ah, ok, nu știu, mă, purtător de cuvinte. Da. Să fie lumină un pic. Ah, perfect. Și ăsta e biroul tău, nu? Aici se întâmplă toată magia. Pentru chestia asta am făcut eu 4 ani de facultate, ca să fac jocuri de cuvinte la biroul ăsta alb. Camera e vopsită într-un albastru regal. Albastru regal, ok. Cum am văzut doar pe Pinterest. Și cărțile sunt ordonate, pentru că am avut eu chestia asta când m-am mutat. Sunt ordonate pe categorii. Da? Am benzi desenate, Batman, X-Men, diverse. Am fiction, fantasy și un pic de fantasy acolo jos. Un raft numai pentru Stephen King. Și tu, de-astea pentru copii, adică comics, de-astea cu... Sunt romani grafice. Romani grafice. Dacă mai spui o dată că sunt pentru copii, întrerupem vlogul aici. Da, ok. Se oprește colaborarea. Și Tibi a fost primul om, am început proiectul cu Cristian și a fost primul om pe care am zis, Tibi, tu dai dume tare, vreau să intri în echipa noastră. Da. Sună un pic ca vocea României, dar mă rog, i-a zis, am vrea să lucrezi și tu cu noi și Tibi a venit alături, noi a fost primul coleg cu care s-o mai așa lărgit echipa. Deci îți mulțumim pentru chestia asta. Eu mulțumesc. Nu. Eu mulțumesc. Nu. Ce vă mai arăt? Celălalt raft de cărți. Are, uite, toată echipa fantastică, Epic Show. Sit down. Eu, așa, cadou de acum. Aici parcă un pic erai mai tânăr, mi se pare. Vezi? Puțin. Puțin mai tânăr. Dar e de artist. Adică, uite, de așa cu fiu, chestii matematice, dar de artă cumva. Știi, minimalist cumva. Ce deci, stil e Tibi? Stilul... Se numește S-a ocupat concubina mea de tot. Deci like singura it. Mea contribuție la toată casa asta e că am insistat să păstrez biroul alb pe care l-aveam deja. Ea a zis că schimbăm tot și facem totul diferit, dar i-am zis nu,
ăsta rămâne, nu mai cumpăr altul, îmi place cum e, are sertare și acolo am pus piciorul în prag. Restul cu totul ea. Da, deci a rămas același, nu? Și a rămas același birou. Și tu practic văd că ai și de asta de jucat PlayStation sau ceva și tu stai aici și te joci, nu? Încă n-am apucat. Dar deci, tipica un om mare, dar care încă poate să fie copil. Comics, PlayStation, camera lui, birou, foarte, foarte tare, știi? Un pic, un pic, da. Ne place, ne place. Am jucăriile mele preferate pe care nu le împart cu nimeni, da. Bun, hai să vedem și mai departe. Da, e o casă foarte frumoasă, sunt mândru de ea, dar e o mândrie de gradul 3. Nu știu dacă ai întâlnit vreodată mândria de gradul 3. Mândria de gradul 1 când îți faci o casă e când o faci cu mâinile tale. Da. Și construiești cu ea și pui cărămidă peste cărămidă și o vopsești și ai lucrat la ea. Aia e mândrie de gradul 1. De gradul 2 e când o faci cu banii tăi, okay, știi? Okay. Și angajezi constructori. De gradul 3 e când o face soția cu banii ei și tu doar îți aduci jucăriile ea. Cam asta e mândria de gradul. I like it! Îmi place! Îmi place mult chestia asta. Foarte tare. Aici deja se aude ecou, deci înseamnă că e mare. Da. Cine e cel mai tare? Se aude fain. Și canapea generală, tot timpul mâine sau canapea, dacă ne-am strângeam un spete în cât ar putea sta. Și eu cred că pe canapea asta ar putea să stea 6 oameni. Deci pe canapea asta încap toți prietenii mei și mai rămâne zona aia liberă. Excelent! Tu ești media celor 5 oameni care stau cu tine pe canapea, nu? Da. Perfect. Avem și niște, asta e mobilă de exterior, dar încă nu e gata exteriorul. Pentru că am făcut o chestie super românească. Ne-am mutat înainte să fie gata. Și mi se pare că se întâmplă foarte mult în România să zici despre o chestie, bă, când o să fie gata o să arate atât de bine, da. Știi, nu acum, mai târziu. Dar oricum, să învățați de la tine, e bine să să lucrezi la interior și pe aia la exterior, da? Arta. Pe pereți. Și e făcută în regie proprie, tot de concubina talentată. Da. Face pitează? Da, puțin. Mhm. Nu, tare, nu știam chestia asta, el e cu cuvintea cu pictura. Și aici o masă turcească, adică semilună, nu? Asta vă dădeam, mă rog, așa. Și vă pun, aici stați la masă, gen, luați micul dejun dimineața, împreună mai mult? Nici măcar o dată. Nici măcar o dată, ok. Am făcut-o, e gata, e foarte frumoasă, n-a stat nimeni la ea până acum. Cred că este și un pic de praf. Păi încă n-au venit oamenii să vă admire casa nouă, noi suntem printre primii. Sunteți primii, o să fie. Și unde mâncați? În picioare. Dar chestia asta, am vrut și la mea să pun apartamente funcționale, adică da. Le folosești? Da. Aici chiar am mâncat câte doi, luăm din frigider foarte, foarte aproape și mâncăm aici așa puțin, pentru că venim de la apartament la o casă atât de mare, nu știm ce să facem cu atâta spațiu și cumva tot ne înghesuim oriunde am sta, tot ne apropiem așa unii de alții și ce facem cu atâta spațiu? Mi se pare că ăsta e cadrul de podcast 2 așa la un bar și cu frigiderul în spate și mai e natural cât e ceva. Am putea așa. Face unul pentru că mi se pare că nu sunt destule podcast. Da, mai am ar fi gazul. La televizor stați seara? Da. Vă dați câte un film două, nu? Da. Fii atent, aici pictează? Da, e camera copilului. Copilul e pasionat pe partea artistică. De pictură? Da. Și n-are mai multe jucării ca mine, dar are câteva. Băi, tare, adică în timpul liber să stai să pictezi. Pare să mă apuc și adică trebuie să fii bun, nu? Adică eu să vrea că e bună și... O început să facă... Las că mă apuc. Dar nu trebuie să fii bun când pictezi. Poți să pictezi orice și să spui că lumea nu-ți înțelege arta. Da, am înțelege nici clipurile și apoi nu înțelege nici ce vorbesc, ca de balcon. Merge. Păi cum se poate jura aici? Am tăți își construiesc. Tăți, grădină, curte, foișoare, opriți-vă, ho, că vii bugăt. Dar e foarte fain aici, de exemplu, cum e zona asta în care poți să stai, să citești, bate soarele, acum după masă bate soarele de acolo, ok? Deci... Da, e o canapea pe care se stă în poziția sultan, pentru că stai cumva așa și te uiți afară, știi? Da, ca de poza. Exact. Ne aflăm într-un duplex, apropo, o să vă zic, și practic pe ceilalți vecini, știi, care o să fie ceilalți proprietari. Am vrut să povestesc cu ei, dar nu m-au lăsat câinii. Ah, ok. Pentru că au făcut gălăgie și n-am reușit să înțeleg nimic din ce au spus, cum îi cheamă și cu ce se ocupă. Oare de aia ți-a luat câine? Aia ți-a chemat oare? Da. Nu m-am... E filtru anti-oameni, un câine de ăsta mic și prost. Nu știu dacă ar trebui să vă arăt. Da, e ceva. Ok, e camera în care ne ținem hainele. Da, și când spun da, da. Ne, spun cele 6 hainele ale mele. Aha. Și hainele fetelor. Ce tare. Dar știu-mi place ce la haine. Bă, dar ce înalt e. Da.
că izolat totul fonic, că dacă ai gen, nu pot să cred că n-am cu ce să mă îmbrac, să nu se audă în exterior, știi, totul rămâne aici, în interior. Și absorb hainele foarte mult zgomot și mai avem, am pus canapeaua aici, pentru că câteodată fetele vin și având atât de multe haine din care se aleagă, știi, obosesc luni decizii și se așează puțin aici așa și se uită, vai câte haine am și nu știu cu ce să mă îmbrac și se mai uită și încolo, mai am și acolo haine și în spatele tău e un dulap, ghiși cu cei plin, cu pantofi. Aha. Și e greu, e greu. Ok. Și arată-mă hainele, iată, măcar să știu atâta. Una singură. Ai vreun aici? Am... am asta. Da, am un pullover cu nas. Da, mă, așa, interesant. Așa-i? Da, te... Mă reprezintă. Te reprezintă. Adică nu-i pentru fete, e pentru tine mai degrabă. Uite ce frumos și îl împătură. Ori natural, ori l-o certat. Deci dineva lui. Că el vine... Bă, cel mai dresat din casa asta trebuie să recunosc că eu sunt. Mai doi câini. Dormitorul matrimonial. Hey, where the magic happens. Yeah. Da, să zicem. Am făcut o chestie. Bă, tipi, bă. Deci fotoliul ăsta, zici că e ceva, nu știu, Vadim Tudor, ambasador care stă și scrie din ceva de aia, zi, pană, din aia scrie manuscrisul pentru rege și pe aia merge și se pune lângă soția lui în pat. Păi am aranjat casa și când spun am aranjat, concubina a aranjat-o, da? În așa fel încât orice ai face să arăți bine făcând-o. Deci în caz că te surprinde cineva cu o poză să fie instagramabilă. What? Dacă te pui, uite aici. Și ești surprins. Tibi? Și te pregătești seara. Și îți dai cu creme pe mâini și pe încheieturi și pe coate. Cum se face înainte de culcare? Păi să arăți bine făcând-o. Pe fotoliu ăsta șmecher. Pe fotoliu șmecher, cu pereți negri sau ce culoare e asta. Tare. Pozele sunt, desenele sunt niște reproduceri după Egon Schiele, făcute tot de concubină. Și poza de sus e cumpărată din Barcelona. Okay. E o doamnă care își arată fundul și mi se pare foarte frumos de pus în dormitor. Okay. Intri, vezi o doamnă care își arată fundul și zici, ha-ha! Măcar pe ăla l-am văzut, știi, cool și liniștit. Și cum a început pasiunea asta voastră pentru artă, știi? Uite, de exemplu, eu nu mi-aș cumpăra, poate mi-ar plăcea să-mi placă. Dar nu-mi plac. Și atunci cum aș putea începe pasiunea asta să-mi placă de astea? Păi nu cred că e o chestie care se antrenează sau care se învață. Pur și simplu vezi o chestie și te gândile pe interior, simți că-ți place. Și vrei să o ai ca să repeți experiența aia. Adică, uite ce frumos e. Mă simt mai bine. Deci e o baie simplă, pe negru, geamul ăsta transparent. Și uite ce fain arată Buda neagră, parcă fain cumva, știi, vine. Am un ridic la mea capacul de toaletă, dar și chiuveta neagră. Negru e cumva șmecher. Cumva de... pare scump, nu? Și costul de ăsta. Și de exemplu, vezi, se de 200 de aici, da? Da. Aici ai duș, jos ai vană. Ai făcut vreodată baie la vană? Nu. Și care e pronosticul tău? Să faci vreodată anul ăsta? Nu știu, pentru că deocamdată mă simt exact ca un musafir. Ah, ok. Asta. Super. Deci e ca și cum aș fi închiriat-o și sunt vacanță undeva. Da, dar e bine, mi-e place să fiu musafir. Nu știu unde sunt lucrurile majoritatea, că nu eu le-am aranjat și deocamdată sunt, da, în vacanță la mine acasă. Tibi, un om special în echipa noastră și tot timpul m-a fascinat că avea alte valori față de mine. Și să-mi spui un pic, Tibi, care e filozofia ta de viață? Cum vezi lucrurile atât de simplu? Păi, filozofia mea de viață e un derivat din las-o bă că merge așa. Ceea ce e un pic împrumutat din filozofia zen, de împăcare cu tot ce există. Și de asta a fost foarte greu în procesul de construire a casei, pentru că m-a întrebat concubina cum vrei să fie canapeaua, verde sau maro, și o spuneam, îmi plac amândouă. Și a zicea, nu mă ajuți deloc, de ce ești așa? Și nu știu dacă am încă o filozofie și nici n-aș vrea să fiu genul de om care să le spună oamenilor cum să fie ei, pentru că până la urmă trebuie să-și găsească ei... Păi felul greu, care să fie împăcați. Eu și așa, mai mie îmi zici tu cum să fiu, știi? Da? Aha. Zi, mă apuc și îmi fac și o casă sau ceva, știi? Bun, deci simplu, nu? Da. Las-o bine că e bine și așa, e ok. Nu. Mulțumim mult că ne-ați urmărit, acesta a fost Tibi, acesta a fost casa lui, să te bucuri de ea, să trăiești 1000 de ani și să ne chem cât mai des să-mi vizită, să stăm să ne uităm la ceva, la un movie night aici, toată echipa, bine? Mai durează câteva săptămâni până
o să se împrietenească câinii cu voi, trebuie să veniți de mai multe ori și să veniți cu daruri, că nu funcționează așa numai să veniți. Okay. Deci trebuie mituiți, sunt niște pesediști mici. Spuneți-mi ce cadou să aduc la Tibi de casă nouă, că acum n-am adus nimic, că așa e urât, și dați un subscribe și un like. V-am pupat!